Legea salarizării unitare și trecerea contribuțiilor de la angajator la angajați a scos din birouri în această dimineață pe o mare parte a salariaților Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Maramureș. Funcționarii au ieșit în fața sediului Centrului Județean și a celor din teritoriu la un protest spontan. Angajații susțin că aplicarea legii 153 va duce la o diminuare semnificativă a lefurilor lor de la începutul anului viitor. Pe noi ne afectează în sensul că o să ne scadă salariile undeva la 700 de lei pentru un consilier superior, s-au făcut simulări, nu avem nimic oficial, dar scăderea este consistentă. Noi nu cerem bani în plus, cerem să nu ne scadă salariile. Nu vrem nimic în plus. Cam între cât și cât sunt salariile la APIA? Undeva jur de 5.000 pentru un consilier superior, între 2.000 și ceva 5.000. De când am început pentru plăți ca să lucrăm, am avut controlele prin teledetecție, eu lucrez non-stop. În fiecare zi, de multe ori de dimineață, de la ora 6:30-7 până la orele 9, iar de exemplu, sâmbătă, duminică, la fel, iar de ieri și până acum, de ieri de la ora 7 și până acum, eu n-am plecat acasă. Avem foarte multe ore suplimentare pe care nu ne putem lua, suntem chemați în concediu. Concediu eu, de exemplu, întotdeauna l-am avut rupt. Mergeam 10 zile, trebuia să vin 2. Funcționarii APIA se plâng și de faptul că grila de salarizare nu este aceeași cu a colegilor lor din București. A fost probabil un pic de lipsă de comunicare sau insuficientă comunicare, prin faptul că nu s-a explicat clar că este o problemă care se poate rezolva. Domnul ministru Petre Daia, am văzut și acum pe un post de televiziune că noi astăzi suntem la serviciu, problemele de salarizare se vor rezolva, da? Și că comunicarea nu a fost suficientă. Pe de altă parte, este dreptul fiecăruia să solicite drepturile de remunerație legală și la un anumit nivel al remunerației. O parte a fermierilor din Maramureș au fost astăzi de partea angajaților APIA. Mie, ca și fermier, nu mi se pare corect să le scadă salariile. Sunt oameni de mare nădejde, sunt oameni care se poate discuta cu ei, se poate lucra cu ei. Nu venim pe aici să fim refuzați. De câte ori venim, se termină programul la ora 4:30, stau și la 7 și la 8 și la ora 9 seara, depuneam acte pentru când era cererea pe sprijin pentru plata. 3 ore a durat protestul, însă angajații de la APIA erau deciși în această dimineață să repete acțiunile dacă nu se va lua o decizie în favoarea lor.